Salutare, prieteni! Suntem din nou pe baltă. Astăzi suntem pe balta Păulești. Este o zi minunată, după cum puteți vedea. Cerul este destul de senin. A fost frig, a plouat, exact cum v-am spus că se preconizase. Astăzi suntem pe baltă. Vrem să vedem ce ne oferă ziua de astăzi. Și capturi cât mai multe ne dorim, nu? Rămâneți alături de noi și de canalul nostru. O să fac o scurtă prezentare înainte de a începe video și ne auzim. Fire întinse. Astăzi am ajuns din nou la pescuit. Suntem pe balta Păulești. Inițial nu am vrut să spun numele acestei bălți, pentru că este o baltă dragă, n-am mai fost de când eram copil aici și am primit niște comentarii răutăcioase că nu, că deja am început să ascund locațiile, că nu vreau să mai spun unde sunt și zic, dacă mi-am rezervat dreptul să nu dau numele unei locații, asta e problema mea. Până la urmă mă privește pe mine, de ce nu, și motivele pentru care nu vreau să dau numele locației. Dar, în fine, nu pentru comentariile alea am cedat, ci am cedat pentru că am văzut unele alte comentarii care spuneau, domne, balta asta nu merge și că n-am ce să caut acolo, că pierd spațiu după hard disk cu filmările pe aici, aiurea. Eu țin să spun că nu-i chiar așa și aici chiar este pește din ceea ce am văzut. Deci nu știu pe ce se bazează unii pescari, probabil pe experiențele anterioare, dar ideea e că trebuie să învățăm de multe ori să prindem și pește. Nu vreau să vă simțiți cumva ofensați sau asta, dar atâta timp cât nu încercăm să schimbăm ceva la mentalitatea noastră, ca și pescari, niciodată nu vom face nimic. Dacă noi ne așteptăm ca să ajungem pe baltă, să aruncăm lansetele, să folosim cea mai bună nadă care credem noi și că vom prinde pește, atunci ne înșelăm amarnic, pentru că a pescui nu înseamnă doar să ai cea mai bună nadă, să ai cele mai bune scule. A pescui înseamnă mult mai mult. Și vă recomand și vouă să-l urmăriți pe Fiat Lucian, care este un băiat de nota 10 care are acum niște cursuri de pescuit, în special pescui la feeder, și acolo veți învăța multe lucruri. Mie îmi place să învăț, chiar dacă cunosc anumite lucruri, întotdeauna vreau să învăț mai mult și mai mult și sunt sigur că și voi vreți același lucru. Să fim oameni cu caracter, să fim un pic smeriți, că dacă suntem mândri tot timpul, niciodată nu o să facem nimic. Mândria stă înaintea căderii întotdeauna. Da, trebuie să umblăm un pic și la mentalitatea noastră ca să putem schimba ceva. Astăzi voi pescui la feeder, ca de obicei. Voi încerca să, în primul rând, niște forface mici, cu oace mici. Uitați ceea ce folosesc. Folosesc niște pop-up-uri de la CPK, da? Mici. Sunt foarte mulțumit de ele, sunt foarte prinzătoare. Nu că fac reclamă, dar și pop-up-uri de la Fiat, care și astea sunt foarte ok. Canadă folosesc Special G Green.
pregătit cu ea de acasă, că mi-e greu să stau cu mâna în apă rece acum dimineața. Da? Cam așa arată. Eventual o să mai umectez un pic dacă este nevoie în găleată cu pulverizatorul, dar nu cred că este nevoie, voi vedea. Deci cam asta voi folosi astăzi. Voi aborda partida în felul următor. Voi începe să sondez. Dacă găsesc un prag undeva, mă voi agăța de el. Dacă nu, voi încerca un pic în partea din dreaptă, aproape de stuf. Dacă nu voi avea prezentări, voi veni mai aproape de mal. Voi încerca și la distanță mai mică. Pentru că am văzut în prospectarea care am făcut-o înainte că peștii mănâncă cât de cât aproape de mal. Deci nu trebuie să lansez foarte departe sau... Da, în principiu, cum spunea și Lucian despre localizarea peștilor, noi trebuie să ne gândim întotdeauna cam pe unde ar putea mânca acești pești, în ce zonă. Dacă avem zonă cu stuf, cum avem aici în partea din dreapta, este clar că peștele va veni și va încerca să se hrănească pe zonele astea, pentru că aici găsesc vietăți. Dacă fundul, deși aici nu este cazul că fundul este mălos, prezintă anumite structuri unde se pot găsi viețuitoare, gen insecte și tot felul de gâze, e clar că și acolo peștii se vor hrăni. Deci va trebui în primul rând să ne gândim la localizare. Dacă localizăm, dacă ne facem o idee pe ansamblu a bălții și localizăm peștii, e clar că peștele va și mânca. Dar dacă vom veni și vom desface sculele, vom arunca lansetele în baltă și așteptăm, este clar că nu vom face nimic. Deci întotdeauna trebuie să avem mare grijă la modul cum abordăm partida astăzi. Voi încerca să dau tot ce e mai bun, rămâneți aproape, nu uitați pagina noastră de Facebook, Amator de Pescuit, subscribe la canalul nostru pentru mai multe videouri, pentru mai multe locații, rămâneți cu noi, fire întinse, prieteni! Thank you.
O, unde te duci? Caraș frumos, la Palma, și mai mari. Trebuie să fii foarte atent că mănâncă foarte fin. Abia se vede trăsătura. Îi punem la păstrare să vedem la final ce am prins. Așa le dau, doi viermuși, unul roșu, unul alb. Și o ia foarte bine. Trebuie să mai și așteptăm un pic. Sau poate nu. Deja văd că e la ea. Saltat foarte frumos. Uite, un caras frumos. Distracție la caras. Ne distra. Așa, mă, băiat. Hai că nici n-ai știut când te-am scos din apă. Aia, da. Ai luat? Te-ai grăbit, da. Nu
nu vreau să pun nici foarte mic, ca să mă chinui după aia să-l scot din gura lor. Nu este ac de caras. Nu este de crap, dar este un ac mic de tot de crap. Vedem acum ce mai zice, că de vreo 10 minute a făcut o pauză, dar ne-am distrat până acum la caras frumos. Ieri a fost foarte frig, azi noaptea a fost minus 1. Acum sunt în jur de 10-12 grade. Așteptăm să ne intre pe lansete ceva frumos. Găleată de caras, o jumătate de găleată de caras. Să vă arăt mai bine ce. Cred că sunt vreo 3-4 kg, cam așa. Fire întinse, nu uitați, subscribe la canalul nostru. Rămâneți cu bine, prieteni!